Bun găsit, ne reîntâlnim pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România astăzi vorbind despre un subiect pe care știu că îl așteptați pentru că vizează sfera noastră emoțională, domnule Anatol Basarab mm -hmm. pentru că de cele mai multe ori atunci când vorbim despre motivații în viață identificăm două straturi, două motoare, da. mai corect spus. Fie facem un lucru pentru că ne hrănește și pentru că îl facem din iubire, da. fie facem un alt lucru pentru că ne este frică. Da. În principiu, cam aceste două uh, elemente ar fi cele pe care le identific în acest moment ca motoare de bază pentru tot ceea ce înseamnă motivație în viața noastră. Bine, bun. acum nu știu dacă. Da, poți să fii motivat de frică. De fapt, frica de moarte te motivează să trăiești, nu? Moartea, în general, este un excitant foarte bun. Uh -huh. Pe om nu de multe ori motivează atât de mult salariu mai mare sau mai mic. Uh -huh că să obișnuiesc cu salariul și mâine vreau un salariu și mai mare. Înțelegi? Oricum Deși niciodată nu suntem mulțumiți. Nu, 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 nu poți motiva pe oameni cu creșterea salariului sau cu prime, da, Pentru că, da, tot timpul să vrei mai mult. Motivațiile reale în viață sunt două. Într-adevăr, putem să spunem așa, și informația asta sau cunoașterea asta ne-a fost adusă nouă ca zestre, moștenite de la strămoșii noștri, în cele mai diferite forme, pilde și nu știu ce. De exemplu una din expresiile celor două forme de motivație, spunem așa, este pic și zahăre. Da, da, da. Asta este. Unii oameni sunt motivați sau mișcă prin lume și pe ei însuși și lumea o mișcă, pornind de la zahărel, alții se mișcă pe ei și lumea în jurul lor o mișcă, pornind de la bici. Biciul nu e obligatoriu să fie în mâna mea biciul poți fi la el în mână și să autobiciuiești. Că asta, sclavul modern, asta e făcut. Înainte trebuie să ai supravighetori de sclavi, aia trebuie să fie înarmați, călăreți. Sclavii se adunau, se revoltau, omorau 2-3 supraviegători, mai fugeau, trimiteai alții după ei cu câinii să-i prindă, să-i aducă înapoi pe plantație și, și era complicat cum să facem noi în așa fel încât sclavul să fie bucuros să lucreze pe plantație, singur să se biciuiască și nu mai aibă nevoie de supraveghetor. Îți dai seama, atunci un anumit tip de inteligență au lăsat atât de mulți oameni fără muncă. Acum vine alte inteligențe și o să le atât de mulți avocați fără muncă, contabili fără muncă, da. Total, pentru Meseriile că... creatoare, deși se pecula la un moment dat, că acestea nu sunt uh, sub incidența acestui da, nou tip de inteligență, ba dar da, sunt. Da, da. Când tipul ăsta nou de inteligență o să capete o rețea și mai mare decât atât, da, da. e posibil să dobândească și propria conștiință. De ce? Pentru că conștiința apare pe măsură complexității sistemului. Când sistemul devine, la dincolo de un anumit nivel, capătă un grad de complexitate sau de conexiuni dincolo de un nivel, începe să apară conștiința. Ca și la copil. Copilul când se naște, el încă nu e așa conștient când oglindă el. Dar pe măsură ce se dezvoltă, dezvoltă rețelele neuronale ale lui, începe să-și dea seama că cel din oglindă el, știi, nu se uită așa și nu înțelege. Știi că el își face cu mânuța, analizează, să studiază pe el în oglindă. Și maimuța, când se vede pe ea în oglindă, se sperie dar după ce se dezvoltă un anumit nivel de rețele neuronale acolo, pe urmă ea se uită și își dă seama că aia ea. De ce? O căpătat conștiința asta de sine. Într-un nivel mic, nu e conștientă ca om în toate aspectele sale. instinctual trăiește mai mult în baza instinctelor. Dar totuși, la un moment dat, ești dă seama de o anumită, așa și inteligența artificială. La un anumit nivel de complexitate rețelelor neuronale, adică a calculatoare și legături între ele, garantat, științific. Eu nu știu cum astăzi când se va întâmpla dar garantat științific, va apare conștiința. Acea conștiință proprie a inteligenței artificiale. Asta o știu inclusiv cei care lucrează cu calculatoarele Evident. și le și programează. În Corect. Sensul nu va fi o conștiință de genul uman. Va fi după chip și asemănare, dar nu după identitatea. În principiu acăpătă. dependent de om. Așa ar trebui să rămână. Exact. Vedem de câți oameni da. rămâne un principiu Bine, dependent. Că și noi ar trebui să fim dependenți de Dumnezeu, de Dumnezeu, dar da. au ajuns Dumnezeu să fie dependent de noi că îl negăm deja, da, da. Și nu știu cu toți să mă, cam așa ceva. Adică l-am anulat. Ea, bă, termină cu chestia. Nu există niciun Dumnezeu, noi suntem Dumnezeu și gata. Ei, la un moment dat, că, ta, că, parcă că parcă totuși există. Și ce am făcut până acum? Păi am așa, că am vreo cinci generații la rând, așa, că au trăit cu niște idei în cap care n-au nicio treabă cu realitatea. Și acum ce facem? Acum corectăm. E, pe ca să corectăm, avem iară. Ori cu zăhărelul, ori, ori cu, biciu. cu, biciu. Cu biciu mai repede. Oricum, acest principiu al biciului și zăhărelului uh, merge pe cam 90% din populație. Da. Asta vreau să da. precizez. Da. Și că există o doză, există un raport acolo mic, dar există oameni care nu funcționează după acest principiu, dar la care um, valoarea moralității da. are cu totul și cu totul alte ordonate. Da. da, e corect. Ei, aia sunt paraziți statistici, să numesc. <laughs> Da. Nu e de luat Pe în seamă. Nu puțini. dintr-un milion sunt 10 oameni care pentru ei sensul îl împinge în viață. Nici Biciu, nici Zaharieru. El poate să și moară știind că se duce la moarte, dar pentru o valoare, pentru o idee, pentru ce. De sunt foarte puțini, 10%. 10% în curba lui Gauss înseamnă ce? 80% sunt aici, 10% sunt prea șos? proști da. ca să încadreze, în curba asta. Tot parazit statistici și 10% încadrezi prea deștepți. Adică prea diferiți. Adică ei se bazează în viață nu pe ce fac, nu pe ce am, ci se bazează pe sensuri, pe motivații spirituale. Pe, pe el îl atrage nu faptul să ajung la putere, puterea, ci pe el îl motivează să ajungă ca să facă, să aibă un sens acolo, să facă ceva cu putere. să nu doar să o dețină și să-i să-i suprimi pe ceilalți care sunt sub el. Știi cam așa. Acum, de punctul ăsta de vedere, Bice în interiorul omului sau în viața omului există doar două emoții. Apropo, atenție pentru psihologi. Două emoții există și mai multe nu există. Toate celelalte emoții se compun din raporturi diferite a primilor două emoții. O emoție se numește iubirea, adică zăcărielul și ceilalte se numește frica. Adică biciu. Să spunem așa, 10% iubire plus 90% frică, asta e invidia sau gelozia. 15% iubire și restul frică, asta înseamnă invidie, de exemplu. Ura înseamnă 50% iubire și 50% frică. Adică raporturi diferite din acelea două ingrediente de bază, frica și iubirea generează toate celelalte emoții. Raporturile dintre acestea două sunt cam cunoscute și cam putem să contribuim la crearea unui anumit, spunem așa, procentaj sau raport dintre aceste două emoții ca să strânim în om o emoție pe care el ură, de exemplu, sau frica, sau fobia de ceva, nu contează care este, știi, despre ce e fobia respectivă și el cu fobia respectivă. Fobia asta e o boală. Da. Nu. Adică suntem afectați psihic. Când ne ajută cineva, că nu ne ajută, nu contează. Din moment ce tu ai o fobie și trăiești cu ea, tu ești afectat psihologic. Tu ai probleme psihice cumva. Dacă sunt numai astea două emoții, acum sunt interesant. Apar lucruri foarte interesante. Iubirea de la Dumnezeu și iubirea nu face nimic altceva decât în și cu iubirea, cu energia sau cu emoția respectivă nu poți lucra decât de la jumătate de corp în sus. Aici ea se manifestă și aici ea are rost. Dar putem să ducem iubirea până jos în noi, cu totul. Și să împingem șarpele să stăie în aibă acolo, din locul lui. Nu să-l scoatem pe șarpe sau ducem în cap. Că șarpele are locul lui acolo, în brlogul lui trebuie să stăie miști mișcă ceva prin jurul bărlogului și se bagă înapoi în Kundalini acolo. Nu trebuie să iasă afară. Acum e invers, nu trebuie să ridicăm șarpele, Kundalini, să urcă în sus. Adică să urcăm frica până în creierul devenim animale și apoi dacă e posibil să iasă șarpele și pe aici. Adică să muște din creier să iasă pe aici, să devenim toți posedați de frici. Apropo, mulți care ridică șarpele, Kundalini sau energia Kundalini, la un moment dat se trezesc ce? Că tocmai văzut ceva, tocmai se începe să sperie, frică. Dar de ce frica? Pentru că, uite, energiile divine vin de sus în jos. Dacă până aici e Dumnezeu și mai departe e frică, lupta pentru mine se dă la nivelul ăsta, la nivelul sufletelor. Adică până aici e Dumnezeu, e cucerit de Dumnezeu. Dar de aici încoace Cu cucerit de dracu. Frica e de la dracu. Și aici se dă lupta, la ceacra asta, la nivelul sufletului, se dă lupta. Dacă se dă lupta aici, până aici eu sunt dracu, în plut, iar aici e Dumnezeu, atunci lupta se dă pentru cuvintele, pentru ce vorbesc eu, pentru ce aici se dă lupta. Problema omului este că el să ducă iubirea în el până jos, să se împle cu iubire, adică cu acea emoție care este divină, înălțătoare. Lumea, sau spunem cei care conduc lumea, sau elita, să spunem așa, nu, mai, nu în obligatoriu elita financiară, deci și aia, aia tot funcționează după niște reguli pe care le dau alte elite, pe caste. Vor face tot posibilul ca să-l țină pe om în ce? În frică. De ce frică? E mai ușor de manipulat. Exact. Pentru că biciul produce mai repede. Să stau să te conving, să te fac, să iubești matematica sau nu știu, să faci un lucru oricare, cu dragoste, cu iubire, care te înalță pe tine și lucrul tău îți devină artă, știință, artă, la mijloc, magie. Magia. E greu. Am nevoie de timp. Am de nevoie de... De, de școli, am nevoie de programe, Celtel de curiculă, de nu știu ce. Așa că pun mâna pe bătă și vrei faci, nu vrei amendă, nu vrei aia, aia nu știu ce băt asta se numește. Și nu astăzi lumea, inclusiv europeanul, cu valori europene, occidentale, trăiesc din frică. Frica este motorul, frica, frica peste tot. Asta e lucru drăcovesc, adică putem să spunem că ne-a luat dracu și ne stăpânește. Pentru că toate emoțiile astea de frică ne duc în ceacările de jos, ne sălbăticesc, ne fac animale și repede dăm de dracu apoi îl și vedem, în sus nu mai vedem nimic pentru că nu avem pic de iubire și atunci ușor să ne închinăm satanei pentru că șeful, uite, îl vedem, că nu trăim din frică tot timpul. Îl proslavim în sensul că, băi, satane, fă -ne și frica e puterea ta, dar fă cumva să nu vii chiar așa să ne blocăm de frică. Că dacă tu apari în pelea ta adevărată în fața noastră, noi blocăm de frică. Da. Oroarea, adică, pur și simplu, el când vine cu energia lui, ei, quintesența, condensarea maximă a tuturor fricilor și ororilor vreodată existente pe față, adică toate crimele, vărsările, tot ce s-au întâmplat vreodată, animale și oameni, totul la un loc așa, condensat, adică te otrăvești numai când nu poți înțelege. Și el e șeful nostru, așa că ne urcăm, băi, dacă tot cu frică, cu frică asta, ne temim, nu te iubim. Pe Dumnezeu putem să-L iubim, de tine ne, -ne temim, dar trebuie să ne belești, dar mai încet cumva. Că n-ai făcut asta, n-ai făcut nimic altceva decât te-ai dus lumea să o satanizezi. Și atunci, din frică, omul o să facă o serie întreagă de lucruri și o să o predăie a altora ca stafetă, așa ca și cum fiind iubirea. Nu știu ce iubirea, știu ce e frică. Și din frică acționează. Iar asta e lucrul drăcovesc. Acum, eu dacă acționez din iubire, eu mă pornesc să fac ceva. Odată, dacă e din iubire, înseamnă că eu știu că cu Dumnezeu. Uhum. Și eu știu că eu mă duc la demonstrație respectivă, voi face ea. Imposibil să nu vină cineva să mă ajute, însă-și Dumnezeu în persoană, dacă e cazul, când o să am eu nevoie de ajutor, când o să consider ei că am nevoie de ajutor, nu când o să cer eu. Eu o să cer, băi eu mă duc, dar mă duc ce? Cu iubire, e ca totdeauna iubirea e cu lumină, adică cu curaj, adică cu îndrăzneală. De ce nu ieșim noi la demonstrații? Că avem probleme mai mari decât în Franța sau în altă țară. Nu ieșim de loc de demonstrație. De ce? De frică. Dar zăhărelul nu e destul de zăhărel. E Când vine cineva, nu știu, le dă bani și spune toată galeria, toată aia, adunați-vă gașca, luați toți câte 5 milioane, și dar să fie prăpăd acolo, bătaia cu poliția, să, fie, să vadă că nu vă plătesc degeaba. Și atunci și fac chestia asta, chiar dacă în detrimentul propriilor săli de țări și propriilor viitor. Unii se duc pentru că e zăhărelul dar alții se duc pentru că frică. Știi de ce? Nu primești nimic. Dar te dau afară de multinacională da, da. dacă tu mâine nu vii la demonstrație. Eu te văd acolo și vezi că avem un lider care vă vede pe toți. Vă și fotografiază, vă filmează și pe un vă Ai fost la demonstrație, ai fost bravo, n-ai fost, n-ai fost. Ok, nu ești zburat de multinacională la noastră. Nu? Dar noi am ieșit la demonstrație ca să apărăm sau să impunem statului român un interes al nostru, multinacional, transnațional, transplanetar, nu știu, mai sunt ele acolo chiar dacă acel interes al firmei tale este împotriva propriilor tăi copii și a viitorului. Tu te duci unii pentru că zăhărelu, ăia liderii de obicei, ceilalți de frică, că dacă nu vii zbor la el. Adică ce fac ei acolo? Înfăptuiesc cu frică Lucru drăcovesc. E evident că de la asta nu poate să... E evident că statul poate să dă și un pas înapoi. Spune, băi, de o revoluție și vărsări de sânge, hai, negociem, hai, nu știu cum, facem cum, dar asta e lucru drăcovesc deja. Bun, noi până acum totdeauna am votat nu din iubire, Ce am votat dintre frică, două rele, rele da, da. am votat rău mai mic. Bă, dar acum, adică faptul că tu votezi rău, fi și mai mic decât celălalt, care era rău mai mare, te aștepți să primești ceva bun când tu votezi din frică? Ca să nu iasă asta, mai bine să iasă asta, că e răul mai mic. Adică tu votezi cu dracu și te aștepți ca să ai efecte dumnezești din frică. Prin urmare, orice faceți voi din frică, oricare ar fi frica aia, sunteți agenței dracului, îmi faceți treaba lui, în locul lui eu faceți chiar voi, contribuiți la mulțirea răului, la mulțirea spurcăciunii de orice fel, înmulțiți teroarea sub o formă sau alta. Știți de ce? Uite, copilul mă pe stradă. Dacă copilul mă vede că eu mă tem, începe să teme și el. Sigur. Dacă copilul mă vede că eu sunt cu curaj, înseamnă că nu sunt singur. Și copilul, chiar dacă sunt vin doi beți în fața mea, și eu cu copilul ăia, eu mă plângă ei, așa, dacă se leagă de mine, băi, nu sunt singur, eu cu Dumnezeu. Și eu când mă apropii de ei, nu mă tem de ei că vin. Eu mă uit la ei cu iubire, sunt doi oameni beți, chiar și când îi vă vă băieți, a bă, luat o da, adică prea tare, da, bravo, hai că mâinii vă trece, știi, da, că te speriat lângă ei și ei te văd că ești speriat, atât frica, atragem, lor da. și pe rămâne, ia bă, să le dăm noi puțin mai tare. Ei se tem de tine, tu te temi de ei, dar pentru că ei doi te Frica da. Așa, evident, asemenea atrage asemenea. E, uite, în felul respectiv nu facem nimic altceva decât poluăm și asta este adevărată și ce mai periculoasă poluare. Nu e atât de periculoasă poluarea, nu știu ce, mașini, nu știu, vulc... cu vine mâine un vulcan și murdărește tot ce am păstrat noi vreodată sau am încercat noi să curățăm să nu folosim mașini, numai mai Păi mâine a explodat un vulcan acolo și o murdărit totul la loc. Atât de tare poate să murdărească încât în general poți să acoperi planeta cu funigi, fum, cu cum ar fi. în sunt un an de zile, doi până când se așează asta, până știu ce, în general iarnă. Ne-am luptat cu încălzirea globală și ne-am trezit că avem trei ani de iarnă continuă. Din cauza unui vulcan. Păi ce tu stăpânești, tu care ești sub sistem, poți tu controla vreodată sistemul? Hai să spunem și altfel. Da, noi sunt lucruri care putem controla. Uite, exemplu, de mâine ne lipsăm toți de orice înseamnă emisie electromagnetică. Telefoane, antene, tot, tot, tot. Ne oprim, total. Într-o lună de zile o să înceapă să apară specii, flori care au care, dispărut care de, de mult. Din cauza asta, pentru că unda respectivă trece, modifică molecula de apă în interiorul ăla, nu știu ce acolo, ce, modifică, uite, apa se ridică de la pământ cam până atâta, se face ca rouă, știi, are, are o anumită construcție moleculară. Cum s-a ridicat mai sus și undele au distrus-o, ea mai departe nu participă la rotația apii în natură așa cum trebuie, știi, că apa e picătura aia de apă e distrusă de toate undele. Noi suntem distruși de toate undele. Gândește că toate aceste emisiile, radio, electro, electromagnetice, de orice fel, radio, orice, deodată mâine se opresc. Într-o lună zile o să înceapă a înflori plante, lucruri pe acolo, pe unde nu erau păsările o să înceapă a cânta altfel, migrația păsărilor o să înceapă să fie alte, balenele să înceapă să nu mai eșueze pe maluri, nu știu ce, înceapă, delfinii să înceapă trebuie să apară și în oceane și nu știu ce, specii care credeam că au dispărut sau noi cu totul, pe care n-am știut că ele po de, poate să existe. Uite, asta putem face, dar o să vrem? Nu. Dar de ce nu o să vrem? De iubire nu o să vrem sau de frică? De frică. Că, da, cum trăim, adică, fără telefon? Nu e că tot cum Adică nu mai intrăm pe TikTok? Păi da, eu e eu nebunesc dacă într-o zi nu intră pe TikTok. Nu sau pe nu știu ce acolo. Dar cum să trăim așa? Dar cum adică să de trăinit în scrisori? Că înainte, da, și ce dacă e scris? Dar nu, domnule, dar mai bine, mai bine mor. Vezi? Din iubire să ne lăsăm de dracu, adică de frică, ne lepădăm de frică respectivă. Cum și Biblia spune, peste noapte totul va fi rai. Din nou. Putem face asta? Nu o să o face. De ce nu o să o facem? Pentru că îl iubim pe Dumnezeu? Nu, pentru că ne-i frică. Dar dacă ne-i frică, înseamnă că din cauza lui Dracu. Nu din cauza lui Dumnezeu. Că dacă am avea iubire în noi, am spune, bă, știi care că e, Toate astea sunt bune, toate sunt bune. Dar au ajuns să fie atât de multe. Cât unde, peste unde, interconexiuni, intercâmpuri generează interacțiuni chiar și între câmpurile pe care se transmite o undă. Pe câmpul ăla nu intră numai unda aia, pe câmpul ăla este, interacționează și am multe alte unde care au lungime de undă mai mică, micronică, milimetrică sau kilometrică. Se întâlnesc acolo în câmpul ăsta, în spațiul ăsta, care o numim în general. Câmp îi vraiește, adică totul numai săgeți, totul numai zboară, numai unde. Eu prim totul deodată. Eu îți spun că mâine o uiți la soare și o să vezi că soarele alta are culoare decât avea mai altă aer cerul devine deodată albastru, cu toată apa se rotește, începe să ploaie normal cum ploua, începe să facă fel de fel de chestii. O să facem asta vreodată deci? Nu. Nu. Până când nu o să facem? Până la un colaps. Până când ne va lua dracul, la propriu. Așa. Prin urmare, omul normal la cap, bărbat, femeie, nu contează. Trebuie să se educe, să se ferească maximum de orice fel de frică dacă tu ai frică, înseamnă că tu nu ai încredere în Dumnezeu. Și evident că nici Dumnezeu nu are încredere în tine. Noi să mergi nici pe apă, nici noi să te vindești, că tu te-ai dus în de Dumnezeu, te-ai îndepărtat de la trăirile de iubire, adică înălțătoare și te-ai scufundat singur, unde în ceacările de jos, în frică, adică în subsolul creației. Și am așa ajuns să proslăvim de aici în jos mai mult decât cap. Uite astăzi în lume ce se întâmplă tot felul de curente, plus, minus, hashtag, nu știu înțelegi cum, care ce fac? Nu fac nimic altceva decât proslăvesc găurelele de jos în loc să le proslăvească și să le înalță peste de sus. Și ce facem cu aia e mai important decât ce facem cu asta. Păi mâine, păi mâine o să am impresia că știi, că trebuie să închidem totul aici și să ne cuburăm dracu toți acolo sub sol, să fim și noi în rând cu lumea, că altfel o să fim dești. ăștia sunt tâmpiți. De ce? Pentru că trăim din iubire și nu vrem să trăim din frică. Și o spățăm ca ăla. M-am dus și eu și am dat drumul la butoaile de apă și m-am dus și eu și am băut apă din sat și am devenit și un nebun ca toți restul și lumea a spus, ia uite domnule ce miracol, s-a vindicat nebunul care bea apă, care i-a spus Dumnezeu, știi? S-a vindicat. Uite, au ajuns că noi, adică sănătos, Adică Că mai mulți, să vă spun ei cum e sănătos, cum e normal să fii. Mâine pe mine, tot felul de boli sunt prezentate ca fiind normalitate. Păi, bine, până să fiu și eu schizofrenie, ca să fiu și un maniac, nu știu, de care toate lucrurile astea oamenii nu le fac. Porniți de iubire. O faci dintr-o frică. Frica e deci nu mai este înțeleasă, deja devine trăsătură de caracter, devine hrana ta. Eu nu cred că există nu știu ce plăcere. Dar pe el îl împinge ceva. Frica. Putem să scoatem frica din om? Să-l obligăm să trăiască altfel? iar apare putem. biciul și zăhărelul. De putut nu? putem, da. Depinde dacă vrea. Așa. Iar apare noțiunea. Adică îl scoatem din frică. Cu ce? Cu biciul din nou? Cu iubire. Aia. Dar iubirea asta înseamnă să-l educăm. Să-l convingem, să-i arătăm, să povestim, să-l susținem, să-i arătăm, uite aia, uite aia, uite aia, știi? Mă iertați, dar asta a făcut, a făcut Hristos și l-au răstignit. E evident. Tot din frică. Pentru că era, da, tot din frică, pentru că era unul numai. Uh -huh. Dar dacă ar fi deodată toți în numele lui Hristos și cu un Hristos și într-un Hristos toți, adică toți cu iubire, deodată, cum ar fi lumea? s-ar schimba, pentru că nu poți să-i răstignești pe toți. E, dar numai ca să nu apară vreunul cum mai luminat așa și așa, care e cu iubirea, vine cine? Un agent al dracului plin de frică și de ură și de aici așa și de în capul ăla că e unul că -ți scoate ochii, adică aruncă lumină pe tine și asta îți prăjește pielea și dă, nu vreau așa ceva, lumină, Uresc lumina, adică adevărul, Uresc cunoașterea. Și când vii și eu doctorul știință academician și tu îmi spui că bărbatul poate să rămână însărcinat și aproape că și trebuie, eu mă uit, tu glumești, dar el din necunoașterea lui vine și se trântește așa, te deci, tu, tăi dracu că sunt nebun, te pui cu ăștia, uite cât sunt în sală. Eu sunt singur profesor în universitar și toți sunt sală în capul cu că și bărbatul poate să nască că nu știu ce acolo și că trebuie mâni pe mine. că pe mâni trebuie să fie și bărbații să nască, cel mai femeile, adică drepturile, nu știu, păi când te tâmpenii, auzi acolo, dacă ești doctor, știi, ce, tu pune mâna în cap, domnule. ca și cum a fost perioada pandemiei, tu erai doctor, erai instruit, s o strâmb strâmbat toată semiotica, semantica despre ce știi tu și ai început și tu că prostul de deci ce ai învățat, când prostia de mască te apără pe tine de virus. dar de ce au făcut asta? De ce o facă? Pentru că a spus cu biciu totdeauna e mai repede, cu parul e mai repede. Adică cu dracu. Dracu îți paharul ăsta într-o secundă. Tu cu iubire ca să-l clădești la loc trebuie răbdare, străduință, silință, virtuți, ca încet, încet picături, fir cu fir să le pește acolo. El nu va mai fi cum a fost niciodată, dar totuși l-ai unit. Adică a face, a crea e greu a străca și a sparge, un moment de neatenție te o luat te -o luat cu tot cu suflet. Istoria ne arată cantitatea e cea care înghite calitatea, sigur însă că raportul poate fi schimbat de calitate, dar și ea trebuie să ajungă la o anumită proporție. Evident. Ei, și aici apare o altă întrebare, ce să facă cei care sunt cu iubirea, că de fapt se dovedește că nu sunt tocmai adepții iubirii, pentru că ei între ei nu pot să-și dea mâna. Evident. Păi știi care e chestia? Oamenii de multe ori mimează absolut prostește și fals, grotesc de fals, adică tot felul de frici îmbrăcate cu, ca și cum cu iubire, spoială, nu știu cum spun, știi? Numai câte n-am auzit, toate se pornesc din niște frici viscerale deja, adică la nivel celular deja se tate în el, face parte din caracter deja, din entitatea lui cu totul, cred că și din spirit deja, și toate este el îmbracă că nu cu iubirea. Uite, și de multe ori era chestia asta, lumea doamnelor, adică, domnule, lumea este așa cum este, trebuie să, cu iubirea, să salvăm planeta, că iubirea, lumea o să fie salvată de iubire, dacă nu e iubire, nu e nimic. Ok, și e bine și ok, și ce faci? faci? Eu sunt de acord, uite, dimineața mă trezesc, mă bag și eu în hora asta, dar ce trebuie să fac anume? Că dacă îmi spui, hai să luăm mâini cu boxul, gata, știu, mi mânuș luat mi mă pregătesc, saci, acolo, ne -adă. Dacă însă cu iubirea, ce trebuie să facem? Iubirea, omul o poate experimenta numai atunci și numai atunci când în orice lucru sau în orice om îl vede pe Dumnezeu. Adică fericire, adică bucurie, adică eleganță, adică lumină. Dacă tu oriunde uiți vezi frică, tu nu-l vezi decât pe dracu și nu o să-l vezi niciodată pe Dumnezeu. Și restul o să fie numai o iubire, adică noi ne iubim între noi, că de ea suntem noi așa, cum să că ne iubim. Că păi nu vă iubiți, Dumnezeu, voi trăiți cu o frică majoră. Anticipez o întrebare. Cum să facem să vedem pe Dumnezeu în cei din jurul nostru? Mm. Și aici intervine și principiul oglinzilor. Da. Că de fapt, până la urmă, cam vedem ceea ce e în noi. Nu totdeauna. Știi cum spune Emenescu? Cu asemenea oglinzi, nici noi... Nici nu mă deranjează că ei văd în mine ce văd. Pentru uh -huh. că oglindele sunt distorsionate. Lumea pentru tine este o oglindă. Dar nu un alt om. Uh -huh. Majoritatea oamenilor sunt oglinduri distorsionate. Multe dintre ele crăpate. Multe dintre ele strâmbi. Strâmbă mintea lor. Știi, sunt oglindele că te duci și te arată cu capul lumea sau grasă, da, 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 da. toți oamenii sunt oglinduri strâmbi. Nu sunt indicatori. Viața ți este oglindă. În viață te oglindești, viața îți arată ce pățești. Știi? Câtă suferință ai. Ai, evident. Dar suferința totdeauna e rezultatul unor frici. Bucuria, sănătate, totdeauna este rodul cui? Luminii sau a iubirii. Cum să facem să-L vedem pe Dumnezeu într -o? Păi însăși cuvântul ne spune iubire. Cuvântul ăsta este un cuvânt care la noi provine din slava veche și se iubovi iubire, lyubov, iubovnice, iubovnic, iubownik, iubeste, că iubovnic cu ceva da. și o iubește pe ea, iubește și încet, iubit. Am uh -huh. ajuns la iubit, iubit. Dar iubov înseamnă lu vine de la ludi, nu de la celelalte care e unul, ci ludi mai mulți, Bov vine de la Bogdan, Bog da prosti, Bo în față, Bog, adică Dumnezeu, și ved, vine de la Veda, Vedanta, vedma Mama care vede, în tradiția slavă și la noi, de fapt, în trecutul îndepărtate, vedma nu era cineva de care trebuie să temi, urâtă, ciuma pădurii sau baba urâtă. Era mama care vede ce noi nu vedeam. Nevăzutul. Și ne duceam la ea și spune, uite am o boală. Și spune, boala ta vine de acolo, trebuie ciuperca asta, trebuie aia. Mama care vedea ce alții nu era altceva. Uh -huh. Dar vedma, noi acum când spune vedma dracu, Păi nu, vedma totdeauna nu ia dracu. Ea vede ceea ce nu văd alți oameni. Ea vede și raiul uitându-se încolo, vede și iadul. Iadu. De obicei, vedma se formează acolo unde se află exact pe graniță. Nici nu iubește, nici din frică nu trăiește. Este în momentul ăla, o fâșie foarte îngustă, în care știi, nu ești nici în România, nu ești nici în Ungaria. Ești pe fâșia neutră. Acolo te uiți în stânga, vezi toți dracii omului, tu uiți în dreapta, vezi toți îngerii în lui. Dacă te-ai mutat, deja începi să fii atacat de ele în partea altă, cu cât mai mult te duci încolo, de deci ce? Că ne-ai părăsit pe noi, deci n-ai venit la noi la ungur, te duci la român, că dracul te atacă, Cum te lasă să te duci înainte. Dumnezeu te cheamă, dar nu te trage de păr, nici aici nu te pune piedică și nu-ți dă cu picioarele în cap, că de ce te-ai dus. Dar are și el dreptul ca și Dumnezeu să producă influență. Amăgiri, influențe în tot felul, ca să se ducă în eroare. Sau că te îndoiești de faptul că calea există. Și când spui, lubovi, adică „ludii Boga, vedut, adică oamenii îl văd pe Dumnezeu, atunci gândește, uite, eu te iubesc, adică eu în tine îl văd pe Dumnezeu. Cum crezi că să mă comport cu tine, fiind soțul tău, prietenul tău, amantul tău, ce vrei tu, de aici în cură, dacă eu în tine îl văd pe Dumnezeu? luminos, cu iubire. Adică cu atenție, cu delicatețe, da. că vorbesc cu Dumnezeu. Da. Cu o scânteie, dar Dumnezeu, într-o altă formă echivalentă de aplicabilitate și de manifestare, dar Dumnezeu. Nu cred că mă comport altfel. Dar dacă cu frică, atunci ce ești? Dracu. Și atunci din frică acționezi, din frică ca să nu mă părăsești, mă prostituezi din frică să nu mă și atamana acum cu copilul, din frică că să nu mă înșeli cu alta, din frici, din frici, majoritatea cuplurilor astăzi se țin împreună bazându-se pe o frică. Copiii cresc în mediul ăla înfricoșător, deși nu se simte, că ne obișnuim, știi, ca și cum spunem, ca și gazele. Dai drumul la un gaz așa prin casă, prima dată l-ai observat, miroase ciudat. Dar dacă îl dăm stabil, 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 trăiești cu el și te ca desensibilizezi, nu am mai simți. Da. Și copilul trăiește în mediul ăla spurcat, psihologic, încărcat cu frică, mai densă, mai puțin densă, se ridică pielea sau nu, nu contează. Frica e frică, nu contează gradul de condensare. Copilul ăla trăiește în frică. Păi mai bine te despărțai, domnule, și îți alt bărbat care nu o să fie tata biologică a copilului, dar în bărbatul ăla când te uiți vezi un Dumnezeu și bărbatul ăla când se uită în tine vede un Dumnezeu și când se uită amândoi la copil vede tot ce Un Dumnezeu în creștere, Fiul lui Dumnezeu, în creștere asta, e un Dumnezeu mic, crește, știi, și trebuie, cum te raportezi la El? Bă, nici nu știu dacă trebuie să-L înveți ceva, că poate să știi ceva mai multe yeah. ca tine, știi? Yeah. Al, Să-L -al, ajuți numai că El fizic să nu pățească ceva, că nu are experiența vieții, să nu-și bagă de aici, în să nu și să împreză, să nu ce acolo, dar în rest nu mai dai direcție, îi pui întrebări, îi alegi pe El să afle, îi arăți tu, îl încurajezi să studieze lumea, cu ce? Cu iubire, nu-L duc în pădure ca să mă înspăimânt că ei sunt urși. Și îl duc în pădure ca să-i arăt că aici trăiesc și urși și poți fi așa, dar asta e teritoriul lor. Uite plantele, cum cresc, uite copacii, vorbesc între ei, prin rădăcini comunică unii cu alții la distanță mare. Așa că dacă tu rupi își un, rupi un copac în zădar, fără să-i ceri voie, fără să primești voie de la copacul respectiv, chiar și să să-l tai cu totul, copacul ăsta va anunța toată pădurea și prin rădăcini poate rădăcina să ajung până în Australia. Deci și în Australia, dacă ești, duci copaci, o să i urască. Copaci ăștia, de soiul ăsta pe care tu tocmai l-ai jignit. De aia tăietorii de pădure știu ce pățesc după un timp. Că și tăietorii de pădure în Rusia sunt profesioniști. La din neam în neam crescut să taie pădure. Dar el, în momentul când intră în pădure, el se oprește, ca din genunchi, să roagă, să curăță, își cere voie. Și abia după aia între și tai acei copac pe care i-a din timp că o să-i tai într-o cu drujubător ce vede în față. Trece un om special și la anunțat. Uite tu, 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 însemnează. În 3-4 zile o să, o să vă tăiem pentru că trebuie să facem, nu știu ce, din lemn, ne trebuie casă, nu știu ce acolo. Copacul are timp să se pregătească. Adică ce face? Să ducă toată apa din tulpină înapoi în rădăcină. Ca să o suce mai repede, ca să servească copacul. E gata să moară, adică să-și pe om pentru că pentru el, omul e Dumnezeu. Știi? Și face orice. Inclusiv și-l vindecă. Dar nu știm să facem asta. Dar de ce nu știm să facem? Pentru că nu ne ajunge iubire. Adică nu ne ajunge lumină. Nu ne ajunge dragoste, să spunem așa. Nu ne uităm la tot în jur, pentru dar la obiecte. Pentru că pasă. Exact. Da, omul a devenit ceva mai puțin valoros decât mașina. Adică ca un obiect. Da. Din păcate, obiectele au devenit mai valoroase și ținem mai mult la obiecte decât la oameni absolut satanizată asta. Dar de ce facem asta? Tot dintr-o frică. Uite, trăim așa într-o frică, într-o frică, până când la propriu, nivelul de frică generată de fiecare, ea ce face? Ea undeva să adună și când s-a până aici, atunci dracu o poate să spună așa, băi, Doamne, Tată, Ei uh -huh. ai văzut că nu să-i -ai, ai văzut că nu te ascultă, nu vezi că să mei. Deci, din moment ce să imi paharul s-a umplut, eu am dreptul să-mi aduc fiul cum ți-l adus tu, pe Hristos. Dar numai că eu îl fac pe meu, tot pentru o femeie. Și e deja și născut. Și o să ajungă la vârsta de 33 de ani ca la Hristos și o să-l pun să stăpânească lumea. E într-adevăr. Biblia spune că cam cât timp. da atunci va fi o oroare. Orice religie și ortodox și creștinii pe glob vor fi prigoniți și omorâți. Pentru că religia aia, în Biblia respectivă, este promovată totuși. Cu o faci, cu nu o faci, dar promovează ce? Iubirea. Nu? dar ăștia nu să suporte iubirea, pentru că ei sunt deja cum plini de frică și îndrăcuiți cu totul. Prin urmare, cu cât mai multă frică, de orice lucru, cu atât tu mai mult îl hrănești pe dracu, pe satan, dacă vrei. Adică el se hrănește din tine și tu îl hrănești pe el. Și prin urmare ce faci? Îi crești împărăția și slava lui și te va lua cu cât mai mult suntem cu ochii în partea aia și lăudăm sau facem lucruri din dragoste, că vreau, că am, e pasiunea mea, că mă asemăn cu Dumnezeu, când colectez nu știu ce căpăcele sau când pictez, când mă duc la muncă, eu sunt chirurg, eu când la muncă, eu mă duc cu plăcere, cu iubire, că eu acolo sunt. Că mă lui Dumnezeu să fac operație. el pictează, el pune asfaltul, dar face asta ca Dumnezeu nu din frică. Că dacă nu fac asta așa îmi dă salariu și când o să uită lumea la mine, fac și eu așa cumva de mântuială. Când noi facem așa, atunci energia noastră psihică oricare se duce unde? În tabăra elaltă. În felul ăsta creștem împărățăia, puterea și slava cerurilor. Prin urmare, ce? Dumnezeu devine mai puternic. Altfel, utiliz două alături, așa, știi? Două alături. Mâine pe mâine, băiatul ăsta o să devină mai puternic, are mai multă energie decât slava și împărăția cerurilor. Și atunci Dumnezeu zice, ce hrănești? Albina sau musca? Musca ați hrănit Păi asta aveți, nu eu îți devină, că eu nu sunt. Voi v-ați dus acolo. Voi ați ales străzi din frică, nu din iubire. Prin urmare, asta aveți. Sunt și zece pe care o să-i omoare, că creștini, că nu știu ce o să-i dă ei pe foc, nu știu de felul, să spun, prigoană. Nu-i bai, eu au murit, o să iau la mine. Că e să-i mie, trăiesc din iubire. Și n-au trădat, n-au făcut aia, n-au din iubire. Ei știu știut că n-am de ce mă teme, mă omoară, ok, și dacă mă omoară ce? Mă duc la Dumnezeu și la asta e, Doamne, uite ăștia m-au omorât, nu știu ce. Bine băi, stai aici până se schimbă lucrurile pe acolo, pe urmă trimit eu și când se schimbă lumea, este țarul lor. Când mai stai aici, că nu, că acolo o zi poți fi ca o mii de ani sau o mii de ani ca o zi. Și stai tot pe aici, o plângă mii Știi, când vine timpul, trimite-o, eu, că ești omul meu. Omul meu deja. Un fel de fiu, ai murit pentru iubire, pentru dragoste. Sau din iubire, n ce da, nu din frică, nu din altceva. Știm. Din iubirea față de patrie. Uite și la război, unul moare din iubirea față de patrie. Dar altul moare de frică să n eu din spate, dacă nu înaintează. Înțelegi? O temă foarte grea, foarte grea, dar în același timp este uh, extrem de simplu de înțeles când înțelegi că ce? Te-ai uitat la simbolul la ying yang, acolo tot adevărul, numai că nu te-ai dus cu capul, să te duci mai departe. Două emoții sunt. Și apropo, oricât de albă și dumnezească ar fi emoția, iubirea, este o picătură de frică în ea. Întotdeauna. Așa, și oricât de mare ar fi frica și cât de neagră ar fi, este o picătură. O de iubire. Da, este acolo o, o da, o Numai de... că pentru asta este nevoie să exersăm această oglindire în propria noastră imagine, adică să facem exercițiul de sinceritate cu noi înșine. Hai să spun, o, da. Ori asta fix că nu facem, exact. nu suntem încurajați, nu suntem educați în sensul Hai ăsta. Hai să spunem că noi de mâine, deodată, cumva ne sfătuim, să ne sfătuim, de exemplu, și de mâine noi facem tot ce e posibil, fiecare pentru el, ca să nu facem nicio acțiune și niciun gând pe cap să nu ne treacă legat sau izvorât din frică. Înțelegeți cum? Spre sară vei auzi pe glob cum moare satana de foame, crapă. Uh -huh. La l cum crapă de foame. Pentru că nu-și mai primește toată energia de care, cu care e obișnuit. Cu care e obișnuit. Care e trebuie ca să hrănească. Da. e entitate energetică, e gregoriană, da. el ei trebuie să se hrănească. Dacă oamenii brusc ar înceta să nu mai facem niciun gând, nici o acțiune pornită din frică, a doua zi, cred că nu durează mai mult de 40 zile, să zicem așa, că 40 tot îl întâlnim de acolo, da. în care ar urla, și probabil la ai într-un fel așa cumva, că totuși au acumulat un anumit tip de energie ca să poată deveni mâine pe mâine aproape material dens. Da. l La vedea cum urlă gemi, urle de la sălbate, ca așa de chin, să vârcolești în propria sa, știi, și crapă de foame, dispare. Din momentul ăsta când au dispărut, înseamnă că au dispărut fricile și generatorul fricilor și ispititorul care ne bagă fricile și nu mai rămâne ce? Iubirea. Și numai cum începem cu iubirea, dar în sensul nu prefăcăturii, ci cu curaj, cu elea, virtuțile, că la Dumnezeu, știi, curaj, cu îndrăzneală, cu silință, străduință, cu nu sapiență, adică știință, cu smirenie, știi, cu simplitate, începem. Și cei șapte, șapte, stâlpi, avem episod. Exact, cei mântuirii. șapte stâlpi, gata, în momentul respectiv, în scurt timp, noi ce facem? Înmulțim, creștem, Ambaro, cum ar fi spus, sau puterea cerurilor și Dumnezeu capătă și împărăția și slavă lui o putere atât de mare încât pot să vină la noi să facă miracole în locul nostru. Apropo, în trecuturile îndepărtate, cărțile vechi, chiar așa se spuneau, că pe ei îi numeau zei civilizatori, că îi numeau extraterestri pozitiv, că e fii de Dumnezeu, că îi numeau civilizatori, nu știu ce, acolo, vineau și făceau pentru ei. Miracul adevărat, orașe peste noapte, nu știu cum, sculptate în Na, trăiți, numai ce? Să mă slăbiți pe mine. Exact. Da. Și altul e să nu vă închinăți Asta oricum se va întâmpla, pentru da. că supra sistemul nu ține cont de noi, dar da. nu, nu vom apuca noi să ne mai bucurăm de vremurile alea, de rai, ca să spun așa. Da. Pentru că oricum și dacă mâine toți am face ceea ce spuneți și da, ar fi în partea de, de yang da. din semnul yin-yang tot ar exista acolo inul mic care da. la un moment dat o să crească și o să crească și o să crească până când din Luna, nou vom vă ajunge în același punct cu... da. până va trebui să facem asta, da, corect lenea trebuie să nu ne oprească din toată ecuația asta și uh, am o întrebare pe final uh, are legătură cu ceva ce s-a discutat în acest episod și propun această provocare Cine a mai văzut în ultimii ani rândunele în România și dacă le-ați mai văzut, pe unde erau ele? Ne reîntâlnim săptămâna viitoare aici pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România.